Stai! Oprește-te! Dacă nu te oprești, te omor și pe tine. Stai. Apoi tot mă sinucid. Nu-ți fac nimic, nu-ți fac nimic. Nu cred că vrei să ucizi un om nevinovat. Ce știi tu? Ai omorât pe cineva? Da. Știu cum e. Și eu am făcut asta. Viața e prea prețioasă ca să o pierzi așa. Pe cine ai omorât? Era vară. Poți să mă așez? Așează-te. Era vară. Aveam numai 19 ani. Și iubeam pe cineva nebunește. Într-una din zile ne-am pornit în tabără, împreună cu câțiva prieteni. Ne-am luat rucsace și am plecat. Muchi, ce-i cu fața asta, bă? Muchi! Îmi doare măseaua. A? Îmi doare măseaua. Eu n-am treabă cu măseaua, am treabă cu fața. Nu scriește aerul de munte, Muchi? Muchi!
părere despre Marius. E frumos, dar e prea enervant. Dar el te place. N-ai văzut cum se uită la tine? Treaba lui. Ce-mi pasă mie? Mi se pare că e prea posesiv. N-ar trebui să-l judeci așa pe Marius. Are și calități. Și pe astea ar trebui să-i le scoți în evidență. Știu, Ana, dar nu-l mai suport. Irina, cu vorba a ucis mai ușor decât cu fapta. Cu fapta a ucis o singură dată, dar cu vorba de o mulțime de ori. Știi casa aia? Da, mi se pare că e părăsită. Am văzut pe cineva intrând acolo. Părea un ciudat. Îl știu. L-am văzut înotând. E drăguț. Și are și pătrățele. Trebuie să văd ce e cu el. Se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Calmează-te, nu s-a nimic. Cine ești? Ce cauți aici? Aici locuiesc. N-ar trebui să fie aici. Am crezut că e părăsită. Hei! Daniel sunt. Irina. Iar tu? Da, iar eu. Dar ce faci? Mă urmărești? Nu te urmăresc.
Nu ți-e teamă să mergi singură prin pădure? De cine să-mi fie teamă? De unul ca tine? Auzi? Dar ce erau cu descântecele acelea? Nu era niciun descântec. Doar citeam din Biblie cu voce tare, ca să-mi intre mai bine în cap. De ce așa e unul ca tine din Biblie? Cum adică unul ca mine? Păi... Sunt creștin. Și eu sunt creștină, dar nu citesc din Biblie. Mergi la biserică? De Paște, de Crăciun. Dacă ai merge mai des la biserică, ai înțelege de ce citesc eu Biblia. Și mai mult de atât, ai ști cum să ajungi în rai. Ah, rai. Da, de ce umbli mereu îmbrăcat așa, întunecat? Ce faci? Uite, vezi? Dar știi că nu-i frumos să tragi cu ochiul? Când am tras eu cu ochiul? Te-am văzut. Trebuie să plec. Ai grijă de tine. Ai grijă tu de calul tău. Pe unde umbli? Nu e treaba ta, da? Cum să nu fie treaba mea? Ai venit cu mine în tabără. N-am venit doar cu tine, am venit mai mulți. Ce faci tu, regulile aici? Iar umbli după mine în plec. Ce știi tu? Cum ce să știu? E un străin, nici măcar nu-l cunoști. Poate să fie un psihopat. E creștin. De unde știi? Mi-a spus el. Mai nou vorbești cu el, așa-i? Da, ce te bași tu? Mie nu prea mi-inspire încredere. Ar trebui să te ferești de el. Mai lasă-mă o dată în pace. Hai să mergem în tabără. Dacă nu mă voi lăsa departe cu mine, să știi că mă voi bucura dacă odată vei vedea ceva bun. Să știi că a fost iubirea mea. Fiecare vorbă ce-o auz, a fi un gând și nu pot să-l las mus. Dacă nu mi-a treba întreba, să-i spun.
deodată ce ți-a luat atât de tine? Ce s-a întâmplat? Nu ai cum să zic. Ștefi, știi că s-a părăsită? Da, am văzut. Acolo stă un vrăjitor. Partea cea mai nasoală, știi care e? Cred că i-a făcut ceva de scântece la Irina. El nu-i ca noi. Nu-i obișnuit. Se îmbracă ciudat, umblă cu cuțite, după el are ritualuri. Îți zic eu, e vrăjitor. E sigur. Știi cum îi zic eu, Man in Black. E ciudat tare, zic eu. Și ce vrei să faci? Aici e partea în care am nevoie de ajutorul tău. Trebuie să mă ajut să scap de el. Hai, cam un plan. Stai jos, vrăjitorule! Man in Black, Man in Black. O singură dată, dacă te mai prind în preajma ei, e încurcată. Ai înțeles? De ce m-a ajutat? Știu cine ești. Ți-am văzut cărțile și Biblia. Ce-ai căutat aici? Ți se pare că asta e casă locuibilă? Știam ce gânduri au băieții cu tine. Dar nu credeam că o să ajungă până aici. Mulțumesc. Crezi în Dumnezeu? Să zicem. Am avut ceva tangență. Cred că și eu te-aș fi judecat dacă nu te-aș fi văzut înainte. Așa sunt oamenii. Tot timpul mă judecă de la distanță. Judecă după aparențe. Dar dacă ar sta cu mine la un ceai, ar vedea că și eu sunt om. O să fii bine. Trebuie să plec.
Arde! Arde! Dați-i voi! E un vrăjitor! Dar de unde știi? Ce nu e adevărat! De unde știi? Ce de unde știi? De unde știi tu? Trebuie să moară! De ce? De ce? Nu se poate! Nu. Liniște! Dați-i foc! Ascultați-mă! E vrăjitor? Și a vrăjit? A făcut descântece! Îi dă foc! Să lasă! Merită să moară! Nu! Liniște! Uitați-vă la cum e îmbrăcat! E îmbrăcat tot în negru! Are ritualuri! Nu se poate! Nu e adevărat! Are cuțite! Are cuțite! Am fost la el în casă, e plin de lumânări! E plin de cărți! Cărți de descântece! E vrăjitor! Nu vă crede! Foc! Merită să ardă! Nu! 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 Unde vă credeți aici? Să vorbească bătrânul satului 21! Să ce se întâmplă aici? Bătrânul satului! Vă credeți pe vremea Inchiziției? Mergeți cu toți acasă? Și mâine decidem soarta omului acestuia. Liniște! Toată lumea merge acasă. Asta ți se întâmplă când te bagi unde nu-ți fierbe oala. Arzi!
Nu vă rămășițele. N-are cum. Eu i-am dat foc. Nu cred că poate fi departe. Hai, hai. Hai, du-te. Dima! Hai. Irina. Ce, Irina? E vrăjită, mă. Nu mai Dania. Crezi că așa mă fac să te iubesc? Cine ar iubi un om ca tine? Toate minciunile care le-ai spus alții despre Daniel, crezi că așa îți rezolv problemele? Nu mai înțeleg nimic. E orbit de invidie, de gelozie. Te-a mințit. Ți-a spus că e vrăjitor și că m-a vrăjit. Nimic nu e adevărat. E vrăjit. Cred că tu ești vrăjit la cap. Fai, ajută-mă să-l ridic. Bă, Ștefi, tu ești cu mine, mă! Tu trebuie să mă asculți pe mine, nu te lăsa influențat de ea. M-ai mințit. Ai spus că e vrăjitor. Ea era lumea mea, dar eu nu eram în lumea ei. Am încercat să-i captez atenția, dar orice făceam, nu... parcă n-avea niciun efect. Așa că am vrut să fac să mă iubească cu forța. Ce s-a întâmplat?
trec. Ajungem cu vărsarea de sânge. Men in Black? Nu era niciun vrăjitor. Dar l-am invidiat că avea ceva ce eu nu puteam să am niciodată. Ce câștigi dacă te sinucizi? Crezi că dacă ești mort, mai poți să mai repari ceva? Pentru prejudecățile mele, am ucis. Am ucis pe cineva nevinovat. Mai mult decât cu fapta, ucis cu gândul. Cu prejudecăți, cu vorbe, cu cuvinte aruncate aiure. Așa mor oamenii. Stai în viață și fă ce e bine. Ești tânăr. Poți face multe cu viața ta. Dă-mi pistolul. Gata, gata.